Bună, Sânbia! Vreau să încep cu o fostă concurentă din sezonul 2. Am mai vorbit despre ea. E vorba de câștigătoarea sezonului, de Mădălina, care ați urmărit, știți că nu am simpatizat-o deloc. Și a reușit cu prefăcătoria iubirii, s-a prefăcut că îl iubește pe Radu, care e un băiat extraordinar, și m-a păcălit și pe mine. Chiar am crezut-o că are sentimente pentru el, dar a păcălit. Asta e. Se pare că și-a refăcut viața, are nou iubit, i-a pus și poza. Am văzut și altă poză, cum se vedeau doar mâinile așa. Dar acum a pus o poză cu el, se numește Denis și frumușel. Nu ca Radu, dar măcar dacă nu l-ar păcăli și pe ăsta, și-ar rămâne cu el. Dar ce putem să știm noi? Și Valentin și Gabriela sunt în București, au fost în București, cred că au plecat, s-au întâlnit pe stradă cu George și chiar mi-a plăcut cum a zis Valentin că era să-l bată cineva, cum să-l bată George, un băiat extraordinar, păcat că n-a avut noroc să găsească o fată. A încercat ceva cu Adina, dar nu era Adina pentru el. Nu, nu. Poate să vină să, și în alt sezon, dar mai bine nu. Mai bine să-și găsească iubirea afară. Nici n-ar fi greu pentru el. Băiat simpatic. Mi-a plăcut foarte mult. Și am văzut că Petrică, câștigătorul sezonului 4, parcă da, a pus niște videouri de Crăciun, niște colinde, biserica. După cum știți, eu nu prea sunt cu biserici, cu colinde, cu obiceiuri, oricum nici nu sărbătoresc absolut nimic, sărbători de iarnă nu mai există pentru mine, dar mi-a plăcut. Ce am văzut, mi-a plăcut. Viitor tătic, nu? Viitor tătic? Mi-a plăcut de ei în emisiune, ei chiar au fost serioși, chiar și-au dorit să-și întemeieze familia, chiar și-au dorit asta. Nu doar prefăcătorii și victimizare, au fost liniștiți, au meritat. Până în sezonul 4 au fost singuri, de fapt până acum, în sezonul 6, au fost singuri care chiar au meritat acest premiu. Și s-au purtat foarte decent. Unii spun că a meritat și Giovanna cu Sese. Sese n-am nimica, dar Giovanna a fost în emisiune foarte vulgară. Foarte, foarte vulgară a fost. N-am simpatizat-o deloc, nu-mi plac oamenii vulgari în general, mai ales femeile, fetele, să fie vulgar, apare foarte, foarte urât. Roxana și Adina s-au întâlnit, cum așa s-au întâlnit Roxana și Adina? Așteaptă la confesiuni, mi se pare, toți trebuie să treacă pe la confesiuni și Miruna trebuia să treacă, nu știu dacă n-a trecut, că nu, eu nu urmăresc, că nu pot să urmăresc chiar emisiunea, mai urmărit-o, dar la confesiuni chiar n-am cum, că munca nu mă lasă. Și ziceau că pârfesc. Păi normal. Există și pârfă care nu-i cu răutate. Că vorbești, micile pârfe, vorbești de cineva. Așa și noi, am aici niște prietene. O albaneză, bulgăroaică, a români, român ce n-am. Am avut una de-a plecat. Am o femeie de vorbim românește, nu tot timpul, din Republica Moldova. Și normal că bârfim, bârfim. Mica bârfă de la cafea, că nu poți. Cum se zicea, cafeaua, dacă nu-i bârfită, nu-i bună. Așa că și noi ne întâlnim la cafea. Dar mai rar că fiecare muncim. Una dintre ele e pensionară, dar rest muncim. Le doresc celor două, măcar să rămână prieteni, le doresc să rămână prieteni. Dar ce poți să știi că fata asta, Adina, e foarte dificilă. N-ați văzut tot ce a făcut, cum a oprit petrecerea în emisiune. Eu nu prea am încredere în ea. Și ea e vulgară, dar măcar ea n-a urmărit niciun premiu, n-a urmărit nimic. N-a urmărit absolut nimic ea. Iar Miruna și Cosmin, și ei așteaptă, sau nu știu dacă au trecut de confesiunii, zicea Miruna că
cineva pe Facebook, cred că, sau pe Instagram, nu unde ce urmărește ea, i-a vorbit urât. Păi, normal, ce-ar vrea să o laude toată lumea? Nici n-ar avea cum, nici n-avem cuvinte de laudă pentru ea. Bine, cei care sunt exact ca ea, că sunt, să știți, sunt femei care au amant, sunt femei care le place să bea, normal. Pot să-i adreseze cuvinte de laudă, dar o femeie serioasă, care nu are nici amant, nici alcoolică, nu cred că ar putea să-i adreseze cuvinte de laudă. Eu, cel puțin, nu. N-am văzut nimic de laudă în emisiune. Doar că am văzut în ultimele două emisiuni, în sezonul 6 și 5, staful a premiat vulgaritatea. Ați văzut ce au făcut și Giovanna, cum vorbea de urât, foarte urât cu toată lumea, n-avea respect, n-avea educație, n-avea nimic, a creștit. Asta se caută în ziua de azi. Cu cât ești mai vulgar, cu cât ești mai nesimțit, cu cât faci materiale, depinde, nu contează ce temă e. Ați văzut, ea a făcut, Miruna a făcut material cu coma alcoolică. E material. Au avut vizionări. Asta e important. Nu e important să intre în această emisiune ca să-ți găsești perechea. Nu doar și asta, dar și... Bineînțeles că Miruna, tot sezonul, a vorbit doar de topuri, de câștiguri, de bani, doar de asta. Vorbim, nu a avut alt subiect. Nu a avut. Și le spunea ironic, le răspundea ironic celor care i-au vorbit urât Miruna, că donează premiu. N-am înțeles ce premiu să doneze. Poate bătea apropo la Valentin, pentru că el a zis că îl donează și l-a donat ei. Să zică mersi lui Valentin, că tot i-a plăcut de el. Tot i-a plăcut, cum zicea la început. Dacă nu-i Valentin, nu-i nimeni altul, dar n-a fost. Și Gabriela a văzut că a postat niște poze foarte frumoase. Bine, și ea e frumoasă. Mi-a plăcut, chiar am văzut pe Facebook niște poze, pe TikTok, pe toate astea, m-am uitat. Cam și eu TikTok, am Instagram, am Facebook. Ce are dacă urmăresc? Urmăresc concurenții toți de la primul sezon. Bine, de la primul sezon, Mireasa, bineînțeles. Decât pe câștigătoare atâta, pe Andra. În rest, pe alții nu-i știu. Nu-i cunosc pe ceilalți. Dar de la doi încolo, am văzut că sunt câteva graviduțe în sezonul Mireasa, avem și un bebeluș, o fetiță, să le trăiască la toți. Chiar sunt fericită pentru că am și o nepoțică și mie îmi plac copiii de am și făcutață. Chiar mie îmi plac copiii foarte mult. Și Miruna a postat un mesaj că nu poate să răspunde deocamdată sau să intre live, că își caută casa, să-și caute ce altceva să facă, caută cu chirie. Și o să intrem după aceea. O să intre pe live-uri, ei nu pot să șadă fără să pună. Pe drumuri și nu pot să șadă. În încheiere vreau să spun că Iana iar s-a despărțit, nu știu, pentru câteva ore de Andrei și a postat de la Paris, lângă Turn Eiffel. Am fost și eu acolo și o să mai merg. Cam atât pentru azi. Vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul, să dați like, să dați share. La revedere!